Doamnelor, domnilor, vă spun bună seara din nou și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. La alegerile locale din anul 2020, în orașul Teuții Măgărăuș, s-a produs după 20 de ani o schimbare. Fostul viceprimar al urbei, devenind cu majoritatea voturilor cetățenilor primar al localității, și este dânsul este cel care administrează viitorul comunității. Despre ce proiecte sunt în derulare, care sunt finalizate, stăm astăzi de vorbă cu dânsul, domnul Dumitru Marinescu, primarul orașului Teuții Măgărăuș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! Domnule Marinescu, am mai discutat cu dumneavoastră și în alte întâlniri. Ați preluat orașul cu multe proiecte, altele finalizate, altele în curs de derulare, altele le-a spornit dumneavoastră. Vreau să ne spuneți cum este astăzi orașul Teuții Măgărăuș din punct de vedere al proiectelor. Din punct de vedere al proiectelor, orașul Teuții Măgărăuș încearcă cu fiecare zi și cu fiecare etapă pe care o parcurge să se dezvolte într-un mod armonios și încercăm pe cât posibil să fim alături de cetățeni și doleanțele lor să primeze în opțiunea noastră ca și administrația publică locală. A fost greu ca să aduceți la zero anumite aspecte? Încă nu au fost aduse la zero anumite toate? Aspecte. Adică mă refer aici la anumite datorii care la anumite datorii, datorii importante, datorii destul de mari care nu vor putea fi acoperite într-un termen atât de scurt, deoarece în această perioadă de 7-8 luni de zile care a trecut deja de la preluarea mandatului, s-au produs și au început și alte lucrări care, bineînțeles, fără fonduri nu le poate face nimeni, dar avem speranța și suntem încrezători că vom face lucrurile bine și că nu, aceste datorii nu vor avea efect asupra proiectelor pe care încercăm să le derulăm. Dumneavoastră, știu că sunteți o persoană activă și prezentă în viața comunității. Cum arată programul zilnic al unui primar implicat? Cât de des mergeți în acele cartiere pe care le aveți, localități aparținătoare, cum sunt ele numite, și dacă reușiți să stați de vorbă cu cetățenii? Programul zilnic al unui primar, așa cum ziceți dumneavoastră, și mă bucură părerea și opinia dumneavoastră că aș fi un primar implicat și activ în viața comunității, începe la prima ora dimineții, după care în cel mai scurt timp și încercăm să eficientizăm aparatul de specialitate al primarului și să nu pierdem foarte, foarte mult timp în relația cu funcționarii. Dimineața fiecare dintre ei își primește sarcina și sarcinile zilnice pe care le au de îndeplinit. După care, bineînțeles, urmează munca pe șantier, munca la Cluj, munca la București, munca la Consiliul Județean, pentru că sunt foarte importante relațiile pe care le avem cu aceste instituții. Depindem de ei, depindem de sprijinul pe care îl avem în derularea proiectelor și în începerea noilor proiecte pe care dorim să le dezvoltăm la nivelul orașului Teuții Măgărăuș. Știm cu toții că dezvoltarea economică a localității generează bunăstare și o perspectivă optimistă pentru viitor. Aș vrea să ne spuneți cum colaborați cu agenții economici din zonă și ce activități comune aveți cu sprijinul și participarea acestora, fiindcă fără ei nu prea se pot mișca lucrurile. Relația cu agenții economici este una, din punctul meu de vedere, și poate ar trebui să-i întrebați și pe ei, este una foarte bună. Suntem alături de ei, așa cum de la începutul mandatului am avut întâlniri cu majoritatea acestor administratori ai societăților comerciale de pe raza orașului Teuții Măgărăuș și am asigurat de o bună colaborare și cred că până la această oră relația noastră este una foarte bună, una care are ca și scop, cum a spus și dumneavoastră, o viață socială la nivelul orașului Teuții Măgărăuș, benefică atât pentru cei care își desfășoară activitatea în orașul Teuții Măgărăuș, cât și pentru cetățenii orașului nostru. Domnule primar, este un an cu multe provocări, 2021, pentru orașul Teuții Măgărăuș? Este un an cu provocări pentru toată lumea, nu doar pentru orașul Teuții Măgărăuș. Provocări sunt la tot pasul, provocări sunt în fiecare zi.
Am mai ales că această perioadă de pandemie a fost una atipică și inevitabil ne-a afectat pe fiecare dintre noi. Și la nivelul orașului Tăuții Măgherăuș au fost mici probleme, dar împreună și cu o colaborare bună din partea partea administrației și cu cetățenii, am reușit să le depășim și lucrurile să fie pe un făgaș normal. Mai vin agenți economici noi? Aveți discuții cu ei? Sunt discuții cu agenții economici, cu noi dezvoltatori în zonă, dar odată ce ne bucură este faptul că actuali agenți economici care sunt importanți la nivelul orașului Tăuții Măgherăuș își dezvoltă afacerile și construiesc noi spații de muncă. Am să vă ridic o problemă pe care o să vă rog să o comentați și să explicați cetățenilor, pentru că mai mulți locuitori din Tăuți ne-au contactat și consideră că proiectul parcului orășenesc este unul hazardat, dar poate o să ne contraziceți, într-o localitate cu statut urban, dar cu reședințe individuale, cât era de necesară alocarea unor sume consistente pentru acest proiect, în condițiile în care resursele, spun unii, puteau fi folosite pentru iluminat, alimentarea cu apă și canalizare, rețele care nu fac față nevoilor actuale? Sau aveți și separat proiecte pe linia aceasta? Legat punctual de parcul de relaxare pe care îl derulăm, din punctul meu de vedere era necesar la nivelul orașului Tăuții Măgherăuș, dar cu o altă abordare vis-a-vis de chestiunile financiare și de anumite categorii de lucrări care puteau fi obținute prin fondurile europene, dar din anumite motive, acestea au fost neglijate și astăzi, vă dați seama, fiind un proiect european care este în derulare, trebuie să-l punem în funcțiune. Îl vor pune în funcțiune, dar și celelalte categorii de lucrări, partea de electrificare, partea de infrastructură rutieră, canalizarea orașului, care este o problemă fundamentală, le vom derula și nu vor rămâne neexecutate. Deci nu vor avea de suferit. Nu vor avea de suferit pentru că au trecut mulți ani de când aceste doleanțe ale cetățenilor nu au fost luate în considerare și urmează să fie puse în practică. Adică, dacă îmi permiteți, da, chiar aș dori pe această cale să informez locuitorii orașului Tăuții Măgherăuș și în principal pe cei care locuiesc în proximitatea drumului european 58, că proiectul de canalizare a ajuns într-o fază destul de avansată. Am primit avizul de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, care ne permite să realizăm lucrările de extindere de rețea și racordurile, lucru care eu zic că este extrem de important și binevenit pentru acei locuitori care au rețeaua de canalizare în fața porții, dar nu beneficiază de acest serviciu. Mai e mult de lucru pentru ca să ajungă un oraș european la acest capitol, pornind de la infrastructură? Bineînțeles, pentru că în fiecare localitate și în fiecare comunitate există probleme de infrastructură. Există apă, canalizare, rețele electrice, distribuția de gaze naturale. Peste tot există astfel de probleme și încet, încet le vom pune și într-o anumită ordine, dar trebuie să avem și susținerea și sprijinul celor mai de sus decât noi, și anume de către guvernanți, de către parlamentari, care trebuie să înțeleagă că fără infrastructură și fără o infrastructură modernă, greu ne vom putea dezvolta mai departe.
Eu am ales din proiectele pe care le aveți și pe care le-ați făcut publice pe pagina de socializare și a noastră și a primăriei mai multe proiecte și o să vreau să le comentăm pe fotografii, bineînțeles, ca să vadă și telespectatorii din orașul Teuție Măgăruș și nu numai ce se întâmplă, că nu stați nu stau lucrurile pe loc și munciți. Și o să începem cu prima fotografie. E un set de fotografii pentru început, după care mergem la o grădiniță, la o... Da, sunt pozele din parcul de relaxare Hoșteze, care, așa cum v-am și spus înainte, gestionarea lui era foarte importantă de la momentul la care a plecat. Pentru că acest parc este obligatoriu să beneficieze de un sistem de irigație, pentru că este o suprafață de peste 6 hectare de teren, spațiu verde, care, așa cum sunt și zilele pe care astăzi le trăim cu aceste călduri, fără apă, acel spațiu nu va fi unul verde. Sistemul de irigat va fi susținut din bugetul Consiliului Local. De asemenea, vedem pista de alergare. Înainte am avut poze cu aleile principale din parc, care inițial și la data preluării mandatului nu erau prevăzute acele pavele și am considerat că sunt obligatorii în condițiile în care acel parc este pentru relaxare și este destinat celor mici, atât celor care se pot deplasa, cât și celor care sunt plimbați de către părinții lor. Și vă dați seama că nu se putea întâmpla nimic pe acel sistem rutier pietruit. Aici vedem acoperișul de la creșa la care se muncește în fiecare zi. Este un proiect important. Când va fi gata? Când estimați că va fi gata? Și dacă aveți fondurile necesare? Estimăm finalizarea acestuia în cursul anului viitor. Și depinde foarte mult de fonduri, pentru că o parte importantă, aproape 60% din contribuția la acest proiect, va fi din nou suportată din bugetul Consiliului Local. Da, face față bugetul Consiliului Local la toate aceste proiecte? La ora asta, dacă discutăm... În ce procent, la data de astăzi, să spunem? Undeva la... 60-70% din proiecte vor fi finalizate, dar ne bucură că domnii parlamentari sunt alături de noi și se pare că vor veni cu prevederi legislative care să sprijine comunitățile locale. Ați apelat la dânsii? Am apelat la dânsii și pe această cale chiar doresc să le mulțumesc atât domnului Călin Bota, domnului Florin Alexe și domnului senator Cristian Niculescu Țăgârlaș, care de fiecare dată au răspuns prezent și au sprijinit demersurile administrației publice din Tăuți. Aici este grădinița cu 4 grupe, care este în proporție de 95% finalizată. Urmează să fie montat... Asta înseamnă că din septembrie va fi dată în folosință? Da, din septembrie va fi dată în folosință noua grădiniță. Trebuie montată doar suprafața din interior de pe pardoseală. Este grădiniță cu program prelungit? Da, este grădiniță cu program prelungit. Da, este grădiniță cu program prelungit și inclusiv dotările sunt în Tăuții Măgherăuș, urmând să le doar să fie montată și dată spre avizare și la începutul noului an școlar să fie funcțională. În prezent mai aveți și alte grădinițe? Unde? Grădiniță este la Tăuții Măgherăuș, grădinița cu program normal, grădinița cu program prelungit. Avem grădiniță la Băiță, la Nistru și la Bozânta Mare. Aici avem un drum care se asfaltează. Da, urmează să fie asfaltat zona montană Ulmoasa. Este o zonă turistică și o zonă foarte frumoasă a orașului nostru. Aici, cel mai scurt timp urmează să realizăm partea de infrastructură, să turnăm stratul de asfalt și să finalizăm cele două străzi ale localității. Mai aveți și alte asfaltări programate? Da, avem programate și alte asfaltări la nivelul orașului Tăuții Măgherăuș. În
Tăuții Măghereuș, în Băiță, Nistru, la Merișor vom finaliza străzile care au rămas neasfaltate. Iar de aici vom ajunge la partea de gaz metan, o problemă pe care o ridică mulți cetățeni din orașul Tăuții Măghereuș. Știm că ați făcut anumite demersuri, iarăși cu sprijinul unui deputat, da? Da. A fost alături de noi și domnul Florin Alexe și mulțumesc pe această cale pentru implicarea de care a dat dovadă. Sunt lucruri concrete? Sunt lucruri concrete. Deci, nu se vine doar cu promisiuni. Ca nu se vine doar cu promisiuni și faptul că nu sunt doar promisiuni se văd și din aceste imagini. Este un SRM provizoriu montat în localitatea Bozânta Mare. Asta ce presupune? Presupune că începând de la data la care va fi obținută licențierea pentru localitatea Bozânta, cetățenii vor avea și vor putea beneficia de gaz, dar chiar înainte de a ajunge astăzi de noastră la emisiune, am primit o informare de la Transgaz Mediaș, care ne anunță că începând cu data de 17 iulie se va începe efectiv lucrul la noua stație, cea care trebuie să fie montată definitiv la Bozânta Mare. Practic, ne-ați putea spune câte familii beneficiază în prezent de gaz metan? În Bozânta Mare, la această oră, nu beneficiază nicio... Nu, în orașul Tăuții Măghereuș. Undeva un procentaj de 50%. Și în afară de Bozânta, unde mai intenționați și unde se mai poate? Intenționăm să introducem rețele de gaz în localitatea și în cartierul Băița și în Nistru. De asemenea, avem în plan și în program o extindere de rețea în noua zonă de concesiune, acolo unde se construiește și cererea vis-a-vis de introducerea gazului metan este foarte mare. Știți că acestea sunt problemele de care sunt interesați cetățenii? Da. Infrastructura. Infrastructura. Și dacă au toate acestea, ei sunt mulțumiți. Bineînțeles, și alte aspecte mai sunt care sunt mulțumiți, dar utilitățile, de aceea se și numesc utilități, pentru că sunt utile. Ai nevoie de ele în fiecare moment al vieții într-o comunitate. Foarte mult doresc să-și construiască case, fără apă, fără un branșament electric. Astăzi, practic, ești în imposibilitatea de a construi. Chiar dacă serviciul de salubrizare este organizat și funcțional în prezent, mai sunt și cetățeni care reclamă câteva aspecte deficitare. Și sunteți întrebat, domnule primar, ce rezolvare aveți pentru colectarea și valorificarea deșeurilor vegetale și ce le răspundeți celor care întreabă unde să ducă molozul și restul materialelor de construcție? La această oră am propus și am și achiziționat prin Consiliul Local un tocător profesional de crengi pentru vegetația care urmează să fie produsă în gospodăriile cetățenilor și acesta va fi pus la dispoziția dumnealor. Vis-a-vis de aceste rampe de moloz, am avut câteva discuții cu domnul președinte al Consiliului Județean, care propune și toți suntem de acord că sunt necesare realizarea unor platforme unde să fie depozitate materialele rezultate din construcții. Chiar dacă proiectul nu va avea un rezultat pozitiv, noi la nivelul orașului Tăuții Măghereuș suntem într-o fază în care identificăm un amplasament unde să putem oferi cetățenilor posibilitatea să-și depoziteze materialele de construcții din rezultate din demolări. O altă problemă. În această emisiune ridicăm probleme și ne dați soluții. Traficul în orașul dumneavoastră este deja o problemă majoră, putem spune, în contextul în care drumul rapid spre Satu Mare și centura ocolitoare a orașului Baia Mare sunt încă proiecte care se vor realiza sau nu, rămâne să vedem. V-ați gândit dumneavoastră, ați purtat discuții cu reprezentanții poliției și nu numai pentru a optimiza circulația în anumite ore de vârf, de exemplu intervalul 7:30, 8:15 sau 16:17? Avem încheiat un contract de servicii cu o societate din
din București pentru realizarea unui proiect de semaforizare a celor intersecții care pun probleme în orașul tău, Țimăghereuș. Sperăm și ne dorim, chiar mă voi deplasa personal la momentul potrivit la CNAIR pentru a fi de acord cu soluțiile propuse de acești proiectanți. Traficul în orașul tău, Țimăghereuș, este o problemă, este o problemă fundamentală. Și toți trebuie să înțelegem că acest drum expres, cât și centura ocolitoare, sunt necesare și sunt de impact imediat. Pentru că vom ajunge în câtva timp să nu mai putem traversa aceste localități. Noi, Comuna Recea, toate sunt cu probleme din cauza traficului. V-ați gândit la anumite sensuri giratorii? S-a pus în discuție? Vi s-a solicitat acest lucru? Problema sensurilor giratorii este un pic mai complicată. Din ce punct de vedere? Am solicitat și chiar am avut deschidere de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj, dar nu la această oră intersecțiile, marile intersecții, drumurile, intrări, ieșiri. Da, și încă din punctul lor de vedere nu ar fi cea mai bună soluție. Motiv pentru care noi am și demarat această problemă cu semaforizarea intersecțiilor mari dintre drumul european și drumurile comunale ale orașului. Pe ce perioadă se va întinde acest proiect și când vom vedea pur și simplu aceste acum, semafori? Dacă vom obține toate avizele favorabile și dacă soluțiile pe care le vor propune proiectanții, sper ca în primăvara anului viitor să avem și primele rezultate. Pentru că, cum spuneam și înainte de a intra emisie, birocrația este o problemă care ar trebui rezolvată la fel de stringent și la fel de repede ca și celelalte obiective de interes pentru județ cât și pentru țară. Unde întâmpinați probleme și dacă pe linie de legislație ați discutat aceste chestiuni cu parlamentarii maramureșeni? Am discutat și ei au intenția și își doresc să modifice legislația, dar dacă nu insiști la orice instituție, oriunde ai avea nevoie de un aviz, tot timpul sunt probleme și nu este normal. Domnule primar, aveți o zonă turistică frumoasă și mă refer aici la lacul Nistru. Unde este amenajată zona respectivă? Mai aveți un plan pentru vara aceasta și alte lucrări de amenajare? Avem în plan să realizăm acolo, în zona turistică a lacului Nistru, câteva obiective și unul dintre ele este terenul de volei care este deteriorat, acel teren de mini-fotbal. Dorim să realizăm o zonă de relaxare cu hamace unde să vină doritorii și să se relaxeze. Sperăm să le și putem implementa. Va depinde foarte mult, bineînțeles, de posibilitățile financiare cu care ne vom putea desfășura proiectele în cursul acestui an. Activitatea din orașul dumneavoastră are și o componentă artistică. Știm prea bine că va urma și acel eveniment, Nunta de Aur. Îl veți organiza anul acesta, mai ales că încă sunt anumite restricții? Anul acesta va fi organizat duminică în data de 4 iulie. Trebuie să ne cinstim bunicii, trebuie să ne cinstim părinții, pentru că prin grija lor astăzi suntem unde suntem. Adică să spunem că cei care au ajuns la 50 de ani de căsătorie, câte cupluri veți avea anul acesta? Peste 15 cupluri vor fi onorate în cursul acestui an de către administrația publică locală din Tăuți. Ce le-ați pregătit? Le-am pregătit un buchet de flori, pentru că intenția este cea mai lăudabilă și generoasă. Vor primi un simbol, câte o verighetă fiecare dintre dumnealor și o surpriză.
pe care o vor vedea la fața, locului. La final aș vrea să ne spuneți, printre proiectele importante ale comunității, așa cum ne-a spus, este infrastructura, inclusiv cea educațională. Da. Dar ați depus și alte proiecte și nu mă refer doar la cele europene. Încă nu au fost deschise linii de finanțare și din nou este o problemă cu care se confruntă, bănuiesc că toate majoritatea comunităților. Pregătim și avem pregătite proiecte pe care să le depunem spre finanțare. Așteptăm să vedem în ce direcție vom putea să obținem finanțările pentru proiectele pe care dorim să le implementăm. La ce v-ați gândit? Avem un proiect important, un proiect de mobilitate urbană care va avea o valoare de peste 15 milioane de euro, cu amenajarea drumurilor, cu rigole, podețe, piste de bicicletă, trotuare, și așteptăm să vedem unde vom putea depune proiectul pentru finanțare. Piste de biciclete dorim în zona turistică să amenajăm împreună și în colaborare cu Consiliul Județean. Am avut deja și am purtat discuții pe această temă. Sunt foarte mulți doritori și foarte mulți practicanți ai mountain bike-ului și își doresc. Să știți că m-a bucurat și un pic m-a surprins că foarte multă lume își dorește să iasă din zona asta urbană și să beneficieze de condiții în mijlocul naturii. Una peste alta va fi un an al muncii, al investițiilor și al proiectelor, da? Bineînțeles. Vă mai așteptăm, domnule primar, o să mai pregătim și noi în viitoarele ocazii și alte fotografii, pentru că vă urmărim activitatea și veți veni și cu alte noutăți. Vă mulțumesc pentru invitație și oricând voi răspunde prezent solicitărilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenția din prima parte. Rămâneți și în partea doua alături de noi. Veți avea și alte aspecte pe care le vom dezvolta.